Vești bune pentru târgujieni. Va urma o serie de concerte vara aceasta în aer liber, la Târgu Jiu. Sâmbătă 5 iunie, de la ora 20, va fi organizat primul concert din Parcul Coloanei Infinitului. Va fi un spectacol susținut de Horia Mihail, un foarte cunoscut pianist român, care a concertat de peste 1000 de ori cu majoritatea orchestrelor simfonice din România. Spectacolul se numește Pianul Călător Ancor și este un prim concert dintr-o serie de concerte care va avea loc vara aceasta la Târgu Jiu. Mari evenimente muzicale naționale se opresc pentru o seară la Târgu Jiu, din iunie până în septembrie, aducând public și muzicieni alături pentru a trăi pe viu emoția artistică, vegheați de coloana infinitului a lui Constantin Brâncuș. Pianul Călător, Orchestra Metropolitană București, Vioara lui Enescu, Violoncelissimo, Duelul Viorilor, vă invită la întâlnirea cu muzica bună în Parcul Coloanei Fără Sfârșit. Odată cu relaxarea măsurilor, putem să organizăm și evenimente de mai mare amploare. E unul dintre evenimentele pe care l-am stabilit dinainte, bazându-ne pe un număr de participanți de maxim 500 de persoane în Parcul de la Coloană. Odată cu relaxarea, din datele pe care le-am la acest moment, putem să ne ducem chiar la 1000 de persoane. Noi vom pregăti acolo evenimentul în așa fel încât să putem să primim cât mai multe persoane. În afară de zona care va fi cumva delimitată, e clar că la spectacol și nu neapărat cu respectarea tuturor regulilor, pentru că este un spațiu deschis, pot participa și alți cetățeni care își doresc să vadă acest concert de pian, Pianul Călător, în data de 5 iunie. Primul concert din seria turnee de poveste în Parcul Coloanei Fără Sfârșit va avea loc în seara de 5 iunie, de la ora 20, și va fi recitalul Pianul Călător, ancor susținut de pianistul Horia Mihail. Turneul Pianul Călător din acest an este al 11-lea din serie, iar recitalul de la Târgu Jiu va cuprinde un program extrem de atractiv, alăturând cele mai frumoase piese oferite ca bis în cele 10 turnee de până acum.